Soltar troci bem, olha se te lá um logo desse canal eu sou Cristicida. Astăzi facem cea mai originală, adică cel mai original video de pe acest YouTube, adică Q&A. Da. Am și o bombă în gură. Bun, facem Q&A, nu că nu am idei, am foarte multe idei de vloguri, dar n-am mai să fac și un Q&A după, stați, nu știu, 4 luni, 5 luni. Facem Q&A, băieți. Scot și eu bombonul asta din gură că nu pot să vorbesc cu ea. Bun, nu uitați să apăsați pe butonul de like, un share să vadă și prietenii voștri acest Q&A. O să răspund cât de sincer pot eu, cât de sincer, un follow pe Instagram cristiano491, un subscribe Rafa și punct aici, follow pe Instagram Rafa Valentin 13. Bun. Prima întrebare vine de la Cristi Armando. Ce telefon ai? Momentan, nu am telefon, am doar un A8 al mamei care îl folosesc și eu. O să-mi iau telefonul, o să-mi iau un Y7 Huawei 2019. În ce bancă stai la școală? Stau în prima bancă de lângă geam. Partea a doua din gaming, când se strânge like-urile, 50-70 de like-uri, provocarea deja o avem, nu o să vă spunem, doar când se strânge like-urile o să facem și noi un video informativ. Unboxing când? Unboxing când o să-mi iau mercuriale, o să trebuie să-mi iau mercuriale noi de pe ergol.com, o să folosesc codul OVI pentru 10% reducere, o să fac unboxing, la noul telefon tot unboxing și o să vedeți multe unboxing-uri. Cu ce medii vrei să gați 8-a? Vine de la Edi Pirci. Cu ce medii vrei să gați o clasă 8-a? Vreau să gat minim să fie 9. 9 și sutim, nu știu, 9. De ce ai început iar de YouTube? Vreau să mă țin de YouTube, să fie ca un hobby pentru mine dacă o să ajung, nu știu, la liceu sau nu știu, unde o să mă duc la fotbal, nu știu. Să fie ca un hobby și nu știu. Jocul preferat. Sunt între Free Fire și PUBG, că m-am apucat de PUBG cu Ionel. Acum aleg PUBG. Jocul preferat din gaming, Karate Kid 2, l-am învins pe Rafa de l-am umilit, 1400, scor de 2100. YouTube preferat, ITU preferat de vlog, adică YouTuberul preferat de vlog, Bogdan Nebien Family, regele challenge-urilor. Hey. Revenim. La Venit, bun. YouTuberul preferat de vlog, v-am spus, IBM Family. YouTube preferat de gaming, nică YouTube, bă, tă YouTube, bă, scrieci IT și vine să zic tă YouTube. YouTuberul preferat de gaming, sunt între Max Infinit și cum ar veni, ce mă, nici eu nu mai știu care e preferatul ăla. Max Infinit, da, Max Infinit. Un vlog cu iubita ta. Blog, nu știu ce la blog bossului. Jucătorul preferat din fotbal, Neymar Junior 100%. Primii trei brawler preferați, din care i-am eu, dar din toți spun, îmi place foarte mult Nita, Poco și place Ems, Leon. Îmi place foarte mult Nita și Poco. Nu știu ce, îmi place mult. Ce vreți să faci pe viitor cu YouTube-ul? Să ajung și eu la 10K, ăsta e obiectivul meu, până în 2020, de acolo, vedem. O să postez mai mult, o să postez mai des jocuri. Cum vezi, postez destul de des jocuri. O să faci colaborări? Da. Mergi la liceu, dacă o să iau 5, mă duc, dacă nu mă duc la un alt liceu, care nu pot să zic că e liceu, e o școală așa, mai na. Cel mai bun prieten al tău, bă, cred că e Angel, Rafa, Dani, nu știu, am mai mulți. Pirci, nu știu, am mai mulți, am spus. Unde vrei merge mai departe? Nu știu, chimie și cooperație, unul dintre astea de om. Jucător preferat în afară de Ronaldo și Messi, Neymar, dar Neymar e preferatul meu și dacă era Messi și dacă era Ronaldo, deci Neymar e preferatul meu. Echipa preferată, Barça, Milan, Liverpool, Dortmund, da? Pe primul loc e Barça, după Milan. Jocul preferat, PUBG, când vom face partea a doua din Free Kick. O să vă anunț eu când o să facem partea a doua.
Rafa și punct. Hai să vedem. Vrei să faci o serie de jocuri horror? Nu știu, multiplayer, nu știu, să mă mai gândesc la jocuri horror. Dacă le place abonaților, fac. Dacă nu, continuăm cu ce avem pe canal. Când facem ceva cu fotbal, mă, man, bă, man, scriu pe Instagram. Dacă alegi un jucător de fotbal să fii în locul tău, în afară de Messi și Ronaldo, cine ar fi? Neymar. Știi cine? Crezi că vei ajunge la 100.000? Nu știu. Dacă o să mă țin, cred. Dacă nu, nu. O să faci episoade cu Brawl Stars, cu abonații. Nu știu. Dacă am abonați foarte activi, o să facem. Dacă nu, nu. În ce clasă ești? Sunt în A8-a. Vlog cu fotbal la sintetic. O să facem frikic la sintetic cu Ionel, Pirci, Angel, Alin, Rafa, bineînțeles. Ce clasă ești? A8-a. Messi sau Ronaldo? Neymar. Da, Messi sau Ronaldo? Messi. Înveți bine să oprezi la școală? Învăți destul de bine. Ai iubită? Bă, să fiu sincer, am echipa preferată din Italia, Milan, din Spania, Barcelona și din Bundesliga, Dortmund. Vlog cu fotbal când? O să vedeți când o să apară, nu o să dau spoilere. Stand-off, m-am gândit să fac și o seară de stand-off. Cine te-a inspirat să faci YouTube? Rafael m-a inspirat foarte mult din gamingurile lui. Și da, familia Spear. Familia Spear forever. Hai cu 700, hai cu 700. Ai soră sau frate? Am... nu știu ce. Hai că am glumit, am soră, bineînțeles. Ce zici, Rafa? E mai bun ca tine la fotbal? Dar vezi, bă, când ajungi de acolo, sună-mă, sună-mă. Ce întrebare, Rafa? Nu, nu e bun ca mine. Am auzit că scoateți piesă. Da, scoatem piesă să apară după anul, nu știu, se încune cadrele. Cadrele ne încurcă foarte mult și editul la piesă. E autotune și din astea, să căutăm noi. Rafa vs. Cristi, 1 vs. 1 fotbal. Dacă vrea Rafa, la orice oră, când vrea, îl facem. Dacă vrea, bineînțeles. Și da, cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă apăsați butonul de like, mă ajută foarte, foarte mult. Un share pe Facebook, pe Instagram și nu uitați de un follow pe Instagram la Cristina 400. 400 și 1, deci eu am fost Cristina, eu m-am dus, pa, pa.